Elevii români participanți la Olimpiada Internațională de Matematică au obținut anul acesta 3 medalii de argint, 2 de bronz și o mențiune. Astfel, România s-a clasat pe locul 27 pe națiuni din 107 țări participante. Din lotul nostru a făcut parte și slătineanca Diana Țolu, care și-a mai adăugat o medalie de argint în palmaresul ei. Diana a absolvit școala Eugen Ionescu și în prezent este elevă în clasa 11 la Liceul Internațional de Informatică din Capitală. Aici există clase speciale de antrenament pentru cei mai talentați tineri matematicieni. Slătineanca este singura fată din echipa României, iar la Sankt Petersburg ea s-a luptat cu peste 60 de fete din 600 de participanți. Într-adevăr, cred că este a 6 sau a 7 medalii obținute la un concurs internațional. Asta este cea mai importantă pentru mine, deoarece Olimpiada Internațională de Matematică este competiția de cel mai înalt nivel. Încă de când sunt foarte mică, mi-am propus să ajung aici. Am avut momente în care mi s-a părut chiar imposibil să reușesc chestia asta. Diana vrea să demonstreze că este un bun matematician și obiectivul ei este să-și treacă în palmares medalia de aur la Olimpiadă. Anul viitor o așteaptă examenul de bacalaureat, iar o decizie foarte importantă este aceea de a alege universitatea unde să studieze. În acest moment nu s-a decis dacă va rămâne în țară sau va studia în străinătate. Sper să mă calific din nou la Olimpiada Internațională de anul viitor. Și mi sper să obțin o medalie de aur de data aceasta. Iar apoi bac, facultate și așa mai departe. Olimpiada Internațională de Matematică a avut loc în Rusia la Sankt Petersburg anul acesta între 14 și 24 iulie. China a fost pe primul loc, urmată de Rusia, Corea de Sud, SUA, Canada, Ucraina, Israel, Italia, Taiwan și Marea Britanie pe primele 10 locuri. România se află după Franța și înainte de Iran.